Hei, salutare, sunt Iama și astăzi vin la voi iarăși cu recomandări diferite de produse. Astăzi o să facem Empty Smile despre toate. Nu am vrut să le separ, dar da, în mare parte sunt produse de skincare. De obicei le strâng o lună, două și le separ în aparte pentru păr, pentru față, dar astăzi am decis să fac tot împreună pentru că nu este loc în apartament pentru atâtea borcane goale. Așa că astăzi haideți să facem produse terminate. Primul produs cu care vreau să încep este uleiul hidrofil de la Anua, care este unul minunat. Cred că tot internetul deja a vorbit despre el. Un lucru bun care vreau să-l spun despre acest anume ulei hidrofil este că scoate mascara waterproof minunat de pe ochi. Nu lasă nici urmă de mascara pe ochiul vostru. Deci este un produs 10 din 10, foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult și am încercat și padurile de la Anua. Le-am mai recomandat în clipurile de produse terminate din trecut. Îmi place Anua, așa că un mare da. Următorul produs, să-l luăm pe rând, așa, produs pentru curățire. Acesta este următorul produs de la Eucerin pentru curățire. Este ca tare un gel de duș. Curăți gâtul și pieptul, pentru că eu îngrijesc nu numai de fața mea, dar și de gât și de piept, la fel ca și de față. Așa că ăsta a fost un produs pentru gât și piept mai mult, dar l-am folosit și pe față de câteva ori și nu mi-a uscat fața, nu mi-a uscat pielea feței, îndeosebi pentru că este pentru o piele uscată și sensibilă. Mi-a plăcut foarte mult acest produs. Încă ceva pentru curățire este acest powder cleanser de la Medipeel. Este o pudră enzimatică. Eu am folosit-o de 2-3 ori pe săptămână. Curăță foarte blând, foarte gingaș pielea voastră, nu usucă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Eu folosesc de obicei ceva așa mai blând pe față într-o săptămână și a doua săptămână folosesc un peeling așa mai agresiv, mai serios. Așa că ăsta, am și asistentă, așa că ăsta a fost unul destul de blând, mi-a plăcut. Încă ceva pentru curățare, de fapt așa, sunt două testere, le-am primit cadou. E același produs de la Max Clinic, un ulei hidrofil care nu necesită curățare dublă, adică aici este o curățare dublă, un produs 2-in-1 și cleansing oil și cleansing gel împreună. Îmi place foarte mult acest produs. De ce eu nu-l cumpăr în variantă mare pentru mine anume? Pentru că eu iubesc seara, în fiecare seară când îmi curăț fața cu ulei hidrofil, îmi place să fac un masaj ușor pe față, să facem ca limfa noastră să lucreze mai bine și din cauza asta eu iubesc uleiurile hidrofile lichide așa binișor ca să pot să-mi scot toată tensiunea din toți mușchii faciali. Asta este unicul minus a acestui produs. În rest, îl curăț foarte bine și chiar este foarte comod. Dacă voi nu iubiți să faceți masaj facial, atunci acest produs este unul mega minunat. E același produs. Eu l-am folosit și pe față uneori, dar mai mult, de fapt, eu folosesc uleiul meu hidrofil și pentru pensule, pentru beauty blender folosesc, pentru că curăță, wow, minunat pensulele și foarte rapid. Deci asta tot, practic toate produsele până acum au fost 10 din 10, chiar wow. Și mai departe tot așa o să fie. Următorul ce vreau să vă arăt, tot pentru față, iată, sunt aceste măști, sunt două, sunt 5 catare în pachet, cum cumpăr eu, sunt 5 măști de la Oti, care sunt minunate, deci sunt cu ceramide și ne ajută să refacem bariera tenului nostru, pielii noastre. Mi-a plăcut foarte mult, foarte bine hidratează aceste măști. Eu le folosesc îndeosebi după peelingul așa agresiv, pentru că foarte bine îmi încarcă pielea, mi-o hrănește, arată foarte elastic, foarte minunată, deci această mască. Este deja a doua oară când cumpăr pachetul ăsta de 5 măști. Deci, da, și e foarte ieftin. Așa, asistenta a spus că vrea și ea în cadru. Bine, iată. Ăsta este nicio pasticiu, că tare este fetiță, dar copiii noștri au decis, nu vrea, nu-i place lumina. Copiii noștri au decis să-i pună mici pasticiu, chiar dacă e fată, e nume de, are nume de băiată. Așa e viața. Dar e drăguț.
Mimpasticina. Deci următorul produs și ultimul este acesta de la Balea. Este o cremă cu ureea minunată, cea mai bună cremă cu ureea, care hidratează foarte bine. De fapt, eu cremele cu ureea le folosesc și pentru mâini și pentru picioare, călcâi, genunchi, tot ce se usucă, puteți să folosiți această cremă. Ea este cu 25% de ureea, deci este minunată, foarte minunată. Vă recomand, mai este și un fel cu 10, pare mi se cu 5, nu ne amintesc sigur, dar asta e super. Dacă aveți magazin de am în orașul vostru, numai decât cumpărați-o. Dacă o să mergeți în vacanță și o să dați de unde mă, numai decât cumpărați-vă produse cu ureie, pentru că vine iarna și ne trebuie produse pentru hrănire, pentru hidratare, ca să arăte mâinile noastre, picioarele bine, da? Picioarele, nu numai vară, și iarna trebuie să arăte bine. Asta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, iar dacă e așa, lăsați-o inimioară și veniți în comentarii și scrieți-mi. Sunt careva produse iubite și de voi, cele care le-am arătat azi.